Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vești din transporturi. Progresul, cum spuneam, a fost anunțat zborul Sibiu-București pentru perioada de vară, 5 curse pe săptămână. Cred că pe joi așa îi pun și girofar, ca să meargă direct, știm noi pentru cine. O mică festivitate cu oficialități locale a avut loc acolo, unde s-a evidențiat doamna Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu. Să rămână, doamnă. Să rămână, doamnă. Doamna a făcut niște declarații epocale, nu se aud grozav, avem înregistrările, dar avem mai ales transcrierile. Da, vă concentrați și un pic și o să le auziți. Da, sunt mai întâi a zis așa, citez, doamna Cîmpean. Am reușit, spune dânsa, să atragem fonduri pentru o tehnică de securitate prietenoasă, astfel încât pasagerii să nu se mai descalțe și să se dezbrăcineze. Asta cu dezbrăcinarea, ca să fiu cinstit, e prima dată când o aud, dar mi se pare ideea. Adică dacă porți brăcinari, te dezbrăcinezi. Așa cum dacă porți pantaloni ar trebui să te despantalonizezi. Deci, până la urmă, din ce mă prind, doar brăcinarii declanșează alarma pe aeroport. Da, asta e. Acum, eu sincer să fiu, pe mine nu m-a dezbrăcinat la niciun fel de aeroport. De descălțat, da. S-a mai întâmplat, pentru că purtam calțature, cred că, na, nu m-a despatofat nimeni. Și ca să mai vorbim de deschiloțat sau astea. Deci hai să o ascultăm pe doamna Cîmpean. Vă atrați fonduri inclusiv pentru a beneficia de o tehnică de securitate care să fie prietenoasă cu cei care vin pe aeroportul internațional Sibiu. Să nu mai fie nevoie nici să se descalțe, nici să se dezbrăcineze, nu, domnul director? Domnul director, v-ați dezbrăcinat des? Domnul director, cred că a rămas... Domnul director era... Când m-am dezbrăcinat? Dacă mă întrebă când m-am dezbrăcinat ultima dată. Doamna președintă vorbește de dezbrăcinare. Doamnă, ușor cu dezbrăcinarea pe scări. Bun, apoi... Doamna Cîmpean a salutat și locuitorii din celelalte județe care ar urma să beneficieze de aceste zboruri din Sibiu către București. Cele din preajmă. Da. Și i-a salutat în mod special pe hunedoreni și pe albanezi. Pe cine, mă? Pe albanezi. Adică locuitorii din Hunedoara și locuitorii nedezbrăcinați din Alba. Albanezii. Mă bucur că sunt aici colegii mei și din Alba și Hunedoara. Mi-aș dori să vedeți aeroportul internațional Sibiu și ca un aeroport al dumneavoastră, nu mai al sibienilor, și al hunedorenilor, și al albanezilor, și al mulțumesc. Mă înțelegi? Mă la albanezilor. Albanezii, păi albanezii sunt în Alba, nu hunedorenii în Hunedoara, albanezii în Alba. Dar nemții din Piatra Nemț? Piatra Nemț sunt prea departe, nu? Da, da. Și râmnicenii sărați. Cred că râmnicenii sărați nu beneficiază deloc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.